Ori deschis... Mă, Serghei, ce să mai reușească la cât avea 80 și... Păi știu unde s-a oprit, să... la Budești. Da, știu, nu, dar asta cu toată nebunia lui. Păi poate rămânea cuiva care rămânea, că cred că îi dădeau un succesor. Și asta țările arabe și... O lăsa cuiva, că doar nu o făcea să ducă. Deci, că... Nu, întrebarea e că... Părerea mea... Uite, vorbind cu la... N-am stat de vorbă cu el. Eu ce vorbesc cu toți sunt minciuni, că... Că nu acum... Nu vor... S-au vorbit toți să-l denigreze. Ascultă-mă puțin. Nimeni nu vorbea cu el, domne. Adică cum? Toți îi raportau și atât? Dacă aveau curaj... Îți dau două exemple. Te rog. Eram la mare. Și îl așteptam pe Nicu să mergem să... Bem, normal să mergem la popasul, că ploare, la aia n-are importanță. Și ne întrebă Valentin, unde este? La mare. Face anticameră la tata. Cum îți face anticameră la tata cu tona aia? Una la mână, ca să-ți mai dau una care aia nu o să iei toată viața. Făcea el mamuția, nu știu dacă știi, mașini, cea mai mare mașină, da, care cu piatră, da, cea mai mare combină, cea mai mare... Da, făcea el nebuniile, megalonie, dar le făcea cu românii, o mare chestie. Și erau un ministru agriculturii cu ministrul Gărdiu, erau vreo 4-6-5 miștri, eu eram întâmplător, treceam pe acolo, m-am oprit să vorbesc cu ei și intra la Ceaușescu. Și spuneau toți, bă, nu putem să o facem. Combina care și-a explodat de fugea aia, să ținea de geantă și fugea, înțelegi? Nu putem să o facem. Bă, spunem toți că asta e, să facem o variantă. Când am ieșit afară, bă, ăla îl destituise pe la... Așa. Și ce s-a întâmplat, dom'le? Pe amitatul acolo am spus că nu putem și toți ei la spatul. Să poate tot așa, Nicolae Ceaușescu. Da. Astea erau discuțiile în fața lui. Deci nu exista să vină când citesc cărțile astea. Bun, mai mă sună și Mircea Obranțul Rodoia și spune, băi, ai văzut ce scrie la... Deci toți povestesc de la oameni care 99% mănâncă. Și oameni care au fost acolo, acum sunt morți. Dar nu știu, nu, dar o să avem de lucru la montaj, că câte bipuri trebuie. Asta e, mai taie din ele. Păi, m-am ținut mult de tot, da. Așa. Tot le scap. Dar acum și tu, mulți au încercat să-și recupereze conștiințele după 89, să pozeze în eroi. Păi nici nu știu dacă sunt de condamnat, că până la urmă e natura umană. Bă, dacă ai făcut, ba nu, uite. Ai putea să taci, să fii rezonabil, să nu ieși în spațiu public, mă refer la ei, știi? Și nu mai lasă-ne un pic. Dar nu, unii au vrut să pozeze, să beneficieze de... Uite, pe tata l-am admirat că spui când m-am... Eu cu tata am început să fiu, uite, cu ăla din cravată din Baia, era Iliescu tot timpul. Că ăla, care? Meu. Care? Cu ăla, care e spatele meu. Aha. Ăla, cu ăla, era frate. Ați avut o relație după ce n-a mai fost, după 90, nu? Eu la Revoluție nu m-am adus la el niciodată. Nu? La Iliescu? Nu. Mihai Bujor, eu nu, ăla nu era cu stea. Nu, vorbeam copilul de tatăl tău, dar ați avut, v-ați recuperat cumva relația tatăl tău. Eu atunci 90. Am vorbit cu tata, da. Înțelegi? Și când începusem, deci l-am admirat. Când am mers în sală, o mare parte dintre ăștia care acum spun că se duceau și certau și făceau numele ăsta, m-am certat cu ei și m-am bălăcărit peste tot. Ai talent la asta. Păi, dar bă, când văd că ai fost acolo, nu, cu vile, cu mine și cu toate și spui că a vrut să te omoare, te-ai atentat, niște bășini de astea, aia mă, nu e rușine nouă, mă. Ăștia care ne știm, care ne-am văzut. Ce dracu, când dam telefon, vreau icre de acolo și venea la cu avionul să mergi la prânz, pe noi suntem să... Ce, unde, cum? Ha? Cum? Cum cu avionul? Veneau cu avionul la ambasade, vreau aia, vreau Rolex, vreau aia. Așa și ne veneau și acum noi ne plângem că ne-a alergat ăla și că ne-a făcut. Ce ne-a făcut? Ha, că ți-a luat casă la un moment dat după ce ai... Las-o dracu de mine. Că eu zic, bă, măcar să avem bunul simț să nu apărăm. Da. Dar îți spun de tata. Așa. Și o parte, mare parte, ăștia se ridicau și începuse cu dictatorul și dictatoare. Înțelegi? Sala îi huiduia. Ca să vezi că și sala a fost la proces. Și tata s-a ridicat și a spus Elena și Nicolae Ceaușescu. Și zic, ce începe ăsta, bă, cu Elena? Eu eram în sală, zic, ăsta, eu cu mintea mea din fractură, tot o să evit pârnăile, nu să mă duc. El le căuta, înțelegi? Și ce a zis? Și l-a aplaudat să fie zis, am fost comunist și acum sunt socialist utopic. Și l-a aplaudat, eu nu prea am înțeles bine ce vrea el și ce socialismul lui și... Bani, da, în fine, deci, da, lumea a sesizat, dar, băi, vedeai pe aia când mai știau adresele, sau cum spunea Bobu, că s-a ocupat de pompieri și de alea, nu Bobu, ăsta, zi de la interne, Postelnicu. Postelnicu, da. Și zice, cine a avut o satură, Dinca a avut o satură? Așa, bă, și pe ce am făcut, să fiu judecat pe ce am făcut și alea, și asta, și asta, și asta. Nu că m-am căcat pe mine, n-avem voie. N-am. Dar nu că m-am așa, cum au făcut-o mare parte. Ei, și când te uiți după aia, băi, că l-au certat toți, că l-au făcut toți. Bun, da, toți, da. Eroi de după. Dar spune-mi, te rog, momentul 89, zilele alea de decembrie, cum le-ai trăit?
Tatăl meu, am avut ce treabă, am fost pe stradă. Sau era tot așa blurry? Nu, beam șprițul, că steam în Romană, dar mergeam pe acolo, prin prea toate demonstrațiile alea pe acolo. A, erai și tu? Da, eram pe jumătate de la direcția 5-a. Pe cuvântul meu, domnule. Da, păi... Păi eu am făcut-o. Nu știau care e treaba. E, nu, știau. Dacă mea reușește, dacă nu reușește. Nu. Cât reușește? Nu, știau. Știau. Păi spun de ce știau. Ia. Dar iar mă jur revoluționare și nu vreau cu oamenii săraci au fost adevărate acolo. Da, mă, băi, nu, hai să separăm. Unii au crescut în idealul ăsta frumos al revoluției, nu, mă, da, oamenii au fost în piesă. S-au sacrificat săraci, deci mă... Unii au... Lăsăm morții, deci, să se odihnească. Da, eu îți dau, îți spun o întrebare. Miliția te lăsa să vii la Intercontinental, cordonul te mai lăsa să ieși. Mm-hmm. Păi cum? Păi rămâi acolo. Că se strângă. Eu n-am auzit asta. Când la ora 9:30, o mare parte din direcția 5-a și din ăștia au tuns-o. Măi, de la CC. Lasă un pic părerile de analist. Zi-mi cum ai trăit tu ca om, familia, v-ați sunat, v-ați căutat. Păi dar nu ne-a pățit nimeni nimic, ce să-ți pățim, mă? Păi nu, mă, dar era clar că se prăbușește o lume, lumea păi, voastră. Păi se prăbușește, nu mai aveam eu treabă cu ei, domnule, da, mă, am la revedere. Idee, adică... Nu ca idee, eu am... Tot ce era reper, tot ce era în normă, se ducea... Știi cine a socră meu? A. Da sau nu, ca să nu ce-ți gură? Tu normal povestește, tu zic ca și cum n-am ști ca să... Păi nu, deci ca să înțelegi de chestii. Deci în primul rând că atunci mi-am dat seama că ești tu. Pentru că noi stăteam la Romana aici, în parterul bloc, la tot blocul la vis-a-vis de școala franceză și toate alea. Da. În fine, pe mine m-a derutat ăsta că stătea la televizor. Să înțeleagă lumea, a fost șeful spionajului românesc, pe timpul acela a avut tot banii contra lui Ceaușescu pe mână. Înțelegi, stătea la televizor, omul plecat de la 20 de ani afară, 24, s-a întors când a fugit pe acela, deci omul a trăit numai afară. Da. Și cu un whisky cu aia să uita la televizor. El aștepta să urmeze ce știa că se va întâmpla. Nu, dar spunea, ăsta e al nostru, ăsta e al nostru, când veneau ea de afară. Și... liberali și țărăniști și alea și alea. Eu i-am spus lui Cora, bă, zic că ăsta cred că a nebunit. Ăsta e al nostru, dar de ce nu e frică? Da. Că era mijlocul revoluției. Corect. Înțelegi că avea niște Rolex-uri de pe timpul când a fost pe afară, că era cu arabii, cu alea niște aur, astea. Eu am pus într-o pungută, zic, iau acaretul, iau copilul, am tot să băgeam și îl las acolo și nu mă bate puțe cu nici. Deci tu ai înțeles în primele oare cum se întâmplă treaba și... Nu, stai să vezi. Așa. De ce mi-am dat seama? Și eu aveam geamul la parter așa, uite cum e asta. Și la un moment dat, bloc vechi cu ușe de metal de aia și trăgeau aia de ușe. Și unul avea cu banderul ăsta astea. Și ce nu aici, că aici e Marco. Aha. După aia cu simulator sus, dacă vreau să spun și asta, că... Te rog, că te atunci rog. Mi-am dat seama. Deci pe blocul așa și la cum e, capătul aici, un soldat în fața la ambasada pe stradă, care zicea așa, tot făcea așa și a lăsat jaluzelele jos că, și îi spuneam, pleacă mă dracu, că dacă trage de pe bloc te ia. Și era numai așa, numai așa, numai așa. Și zic, mă duc sus pe bloc să văd cine trage de ei mult. Și mi-a spus, asta, stai mă liniștit. Și mă uitam, bă, dar cum trage în continuu și nu uite sare, hașche, din nimic. Da. Și după aia, derulând filmul, cred că a început din ce în ce mai mult. După aia am văzut pe ea de la direcția 5-a care fugiseră, că au venit pe la 9 dimineața, i-au plecat, înainte de să aibă discursul. Uh-huh. Și au aruncat pistoale pe nu știu unde, m-a dus, n-a luat pistoale și după aia i-au luat pe stadion să-i împuște, că a fost să-i împuște...